Certo. Unde e singurătatea mea pecetluită? Unde? De ce să fiu marioneta care soarbe din potir geamă de astru înfriguraș? Alerg și astăzi, după fulgerarea promisă, ispitit de un zeu care plămădește statui cu sfâșierile mele. Îmbrățișare. Părea un clovn solitarul cu brațe încreștate în jurul unui corp de nănucă. Se mistuia, bolborosea, îngenuncheat lângă chimera, știută numai de el. Din timp în timp, cu blândețe nepământeană, sculpta în piatră hieroglife. Lumini spiralate îi sfâșiau toate cele 7 aripi și corpul de lut. Cine îl chema și ce nume purta îmbrățișarea promisă? Și mai una? Pecet. Născocea pecet în înfigurare sihastră. Îl durea incandescența mâinilor, ridicate spre cer a rugă, a implorare. Nici o stâncă nu-i primea ofranda. Semnele încifrate se prăbușeau și mureau în adâncuri. Cui, Doamne, cui se dăruia nomadul în scrierea cu zbate sonore? Mulțumesc! Mai am. Păi ați zis trei. Na bun. Ok. Aripi. Dansa ecstatic. Dansa cu brațe rotitoare. Pustiul îi răscolea trupului slovit, dar deprimit, nu voia să-l primească. Fără de sfârșit era mânsenia elementelor. Dansa, dansa a ofrandă străinul. Mai una? Mai. Încerc să vă zic una din memorie. Până ne duminim să noi citește. Să prea frumoasă să nu le ascultă. Nimeni pe lume nu m-a iubit până la blânda mistuire, numai deșertul, numai deșertul cu pulberea lui halucinantă a știut să ardă în rănile mele. Numai deșertul, cu jertfa lui mută și fără de noimă, a pus vamă îngerească între mine și moarte. A, de femeile? Bun, nu? George. Cocori. Mai tare, mai tare. În nisipul roșu s-a prăbușit cocori. Aveau aripile rezervate, ciupurile ciupite. Păstorul de cămile a devenit vânător de cocori. Sângele curge ca și cu aripi. Cocorii au fost cândva arbori. Apoi au devenit păsări. Acum sunt doar vise apuse. Păcatul lor zboară. Un pic mai tare, George. Un vânt liliaciu. Luminile becurilor de pe stâlpii de afară stau mărturie în fereastra mea. Un vânt liliaciu mișcă foile de pe biroul alb. Umbrele unor crengi pendulează pe el. Somnul vântuie prin bezna difuză. Liniștea pereților din beton mă face să visez povestea filmului de mult. Timpul fără timpane, surd, mut, se răstogolește pe asfaltul umed și dispare într-o pătrunde gri. Găsesc un alt timp, dar orb și măcinat de faianjul colorat. Îmi duc la fereastră, privesc. Lumea s-a schimbat și mie nu mi-a spus nimeni. Mi-am propus să citesc și poezii pe care le-am scris.
care nu le-am publicat încă, care vor forma un viitor de la urmă. Aia nu știu. Se întoarce zborul la masă și cuvântul în semn își va găsi tare. Se va întoarce fructul în sămânță și lumina de zi în strălucire de stea. Își va regăsi cerul, cântecul, se va întoarce în sfere și regăsirea va renaște starea sfințirii. Prinsă între două luni, viața mea e tot una. Castel de pisic în valurile mări, lacrimi nevăzute de nimeni în adânc. Timpul vrea să iasă la lumină de stea. Nu voi lua nimic dacă plec, numai plecarea. Voi veni uneori în gând, în suflet, în fapte deja făcute. Voi veni în cuvânt, alteori în cuvinte. Nu voi lua nimic dacă plec, poate doar, sau poate numai uitarea. Mi-e dor de o vară cum rar au mai fost, cu infinit de senin, de pace, de suflet. Mi-e dor de adâncul albastru al mării, de înaltul albastru al cerului, să pot privi steaua mea, să pot privi în ochi steaua mea de noroc. Vin înspre mine culorile toamnei, îmi cad la picioare pe rând, mai întâi roșii, apoi galbene, mai apoi ruginit. Mi se rup parcă din suflet. Eu știu că pot să fii vinovat de exces de dăruire, de încredere, de prietenie. Și cu oricâte culori vin înspre noi toamnele, căzătoarele, cântă tristețe. Primește-mă în culoarea ochilor tăi. Acum o să începem cu un scriitor mai deosebit în nu e sensibilitate, scrie satiră. Este colaborator la revistă, la ziarul Actualitatea și revista Taierea Literară, profesorul Mircea Anghea. Sportul și stocoapa. S-a făcut profesor de educație fizică și sport din cel puțin două motive. Unul era acela de a forma omul nou educat în spirit comunist, una dintre laturile educației comuniste fiind educația fizică, iar cel de-al doilea motiv pentru că unul, Karl Marx, a spus niște vorbe adevărate. Omul merge drept de la natură, dar și mai drept dacă face sport. Și uite așa, profesorul de sport fu repartizat într-o comună amărâtă, aruncată prin niște dealuri, în apropiere de municipiul Lugoș, comună în care cele mai importante evenimente care se petreceau erau venirea poștașului și autobuzului de Lugoș. Ore de mers drept nu erau suficiente, școala având un număr mic de clase, catedra fiindu-i completată cu ore de desen și muzică, vorba unei poezii de-a lui Marin Sorescu, suflet de bun la toate. Mai tot timpul, mintea sănătoasă din corpul sănătos al dascălui zburda către cel mai fericit moment al zilei de lucru, sosirea autobuzului pe care făcea naveta la lucru și unde domicilia. Într-una din zile se oprea în autobuzul care oprea chiar în fața școlii. Stai, cule, e liber scaunul acesta de lângă masală. Liber! Profesorul se așeză lângă bătrân. Trecă o perioadă destul de mare de timp, după care el privi de lung, de la cap până în picioare, cu un glas domnul al de lenet, deși era pănățeanul soarelui, sale zise. Auzi, dumneata nu este prin părțile locului. O lucrezi la primărie, o la școală. La școală. Și el, profesor. Mai trec o bucată de timp cu aceeași repeticiune al de lenească spuse. De ce? De educație fizică și sport. După ce autobuzul parcursese deja câțiva kilometri, îl mai scărnă odată pe profesor. Cu o sinceritate dezarmantă, ridică mâna lăsându-o să cadă alene, afișindu-și mare dezamăgire. Dar e fost de vreo socoapă. Înțeleptare bătrânelul, care avea o gândire de intelectual rasat, precum a unui dirigent al unei clase a 12-a, care păstând bilanțul reușitei școlare a clasei sale, a spus că a avut o clasă foarte bună. Din 30 de elevi, 24 a intrat la facultate și 2 la educație fizică.
arțelor. Filomobilistul, motor. Un iepure avea un motor, o pisică avea un șoricel, un fraier avea un telefon mobil. Încă din cele mai vechi timpuri om a simțit nevoia de a comunica. De pildă, în vremuri de cărtase, oamenii erau foarte aproape, astfel că telefonul mobil nu-și avea încă rostul. Rapperul el, îmbrăcat în personajul Loana, din filmul cu același nume, proptește privirea asupra două personaje masculi, după vorbă, după corp, între ei având loc un dialog scurt, concis, contorsionat. Udala, Apo, Loana, Apo, Apo, Loana, Tuma. Și s-au înțeles pe minune. Între timp, oamenii s-au mai îndepărtat unii de alții. A urmat comunicarea prin focuri, prin tamtamuri. Societatea nu avea altă șansă decât a fi mușcată de progres. Nevoia de comunicare a venit din ce în ce mai stringentă. În evoluția comunicării s-au ițit germenii semnalilor de muncă pe la Acnita Botor, ca Bumbești, Invezel, Salva, Vișeu, hei, rup, hei, rup, hei, și receptorii au înțeles foarte și receptorii au înțeles foarte bine SMS-ul și au rupt munți și văi, dar au rupt și fericire, dar asta nu constituie subiectul portretului nostru în real. Și eu pe așa, telefonul mobil deveni o prezență necesară și obligatoră în viața cotidiană a tuturor românilor. Copilul îndepărtat cu secolul 20 nu mai umblă cu cheia la gât, ci cu mobilul, cei mari și ei cu utilaje dintre cele mai sofisticate în dotare. De fapt, asta este un lucru foarte bun. Îți ia acasă pop, un apel la 1-2. Soacra, de prea multă iubire pentru cine, le face un preinfarct, putea mai serioasă la vârsta, ai putea să încerce chiar un infarct. Pop, un apel la 1-2. Mergi pe munte, te dai grande față de o iubiță, te rătăcești, pop, apel la 1-2. Și exemplele ar putea continua. Toate acestea sunt mofturi și fițe. Adevărata menire a telefonului mobil e cu totul alta. Este o mormântare a unui apropiat. Preoții e soacra soria. Mobilul sună, sună, sună. Mortul nu-l aude. Cei vii, da. Merg la un vernisaj. Cei care prezintă expoziția sunt întrerupți de niște melodii variate furnizate de prietenul nostru mobilul. El repauzează fie în poșeta unei femei care cumpăr de galeria cu bucătăria, nu sunt un misogin, te iubesc femeie, fie într-unul din multele buzunare ale unui reprezentant al sexului tare, nu spun tare cum, știu fiind faptul că în poșeta unei femei găsesc de toate, mai puțin ordine, până dă de telefon, ori s-a plictisit cel care a sunat, ori asistența. La teatru e la fel, familie, e total diferit. O voce politicoasă te roagă să închizi mobilul. Tu deșteptul sau deșteapta de serviciu nu o faci. Când Hamlet este invadat de dilema lui a fi sau a nu fi, aceasta întrebare, fără să sune un prieten, mobilul sună. Răspunsul corect se amână. Cel mai mult mi-a plăcut anunțul făcut live a unei actrițe lugojene care cu multă subtilitate și ironie fină a atras atenția posesorilor de mobile, adică tuturor celor din sală, că la sfârșitul spectacolului să nu vine să se deschidă telefoanele mobile. Și nici nu a început bine piesa, că năstrușnica creație tehnică a sunat. Eu am dat după stăpân un bit. Totuși, dacă faci o nevinovată trecere în revista meniului, la rubrica setări este o specificație, silențios. Nu dați pe ea, nu vă mai aude și vă remarcă nimeni. Bipul mamei voastre de parveniți. Mă scuzați, luat de val, am uitat să dau pe silențios. Și ultima tabletă. Mică cât una de levopromazin. La Dio tu, moto. Tu, tot ce nu ți-am putut spune, din pricina atâtor ziduri, tot ceea ce s-a adunat noaptea în jurul nostru, trebuie cu luarea minte să ascund, când voi mai rămâne din mine, doar eu ascuns ochilor tăi. Lui Dio. De cum a venit în Germania, deși era trecută de prima tinerețe, am pus ochii pe ea, făcând o adevărată pasiune. A fost ceea ce se numește dragoste la prima vedere. Fără asta mult pe gânduri, cu un curaj nebun, pe care numai pasiunea ți-l poate da, am cerut-o imediat. Am dus-o la mine acasă, avea niște forme armonioase, un șezut frumos, relevat, de parcă ar fi fost o sculptură din cele bine făcute, docilă, deloc corbăreață, vorbea doar prin supușenia sa, modestă și mă suporta chiar și atunci când peste ea, fiind după ea, uneori din cauza efortului susținut, crezdec, nici eu nu mai sunt chiar așa de tânăr. Nu știu de ce, dar când vreau să o caracterizez, cuvintele par descărcate de sens, neputincioase, deși le licesc foarte tare pentru a da pe o putinere.
Nu m-a spus de foarte repede, am devenit un cuplu de invidiat. Aproape că eram de nedespărțit. Ieșeam împreună la cumpărături, la plimbare. Nu de puține ori mergeam chiar și la serviciu împreună. Ce mai? Era un fel de simbioză perfectă, dacă se poate spune așa. An de zile am trăit într-o armonie desăvârșită și se părea că nimeni nu ne va putea despărți vreodată, până când mâna destinului a răpit-o de lângă mine, sau mai exact mâna unui hoț. Era o noapte frumoasă de iarnă, când un om fără de suflet a pus mâna pe ea și dus a fost. Așa la sfârșit frumoasa mea poveste de dragoste între mine și bicicleta mea germană de la second hand. Acum am ajuns la Diotul. Vreau să-i spun la revedere, draga mea bicicletă, dar sunt sigur că poliția care a cerut sprijinul are probleme mult mai importante de rezolvat, cum ar fi amendarea unei babe care vinde semințe sau care umblă nebălsămată pe stradă, creând o atmosferă socială greu de suportat. Deci, adio tu, sau poate cine știe, drumurile noastre se vor întâlni odată. Stau în banca mea și mai sper. Bravo! Mă bucur că urmează domnul pamfletar Mircea Angel. Dacă nu ați studiat actualitatea pe internet sau pentru că nu ajung de la Arad, are rubrica renumită Chichiri Michiri. Dar nici în ziua de azi nu știe ce înseamnă lucrul ăsta. Că nu știu eu. Mă bucur pentru că este așa. Eu ce vreau să spun? E foarte frumos că suntem aici. Era frumos dacă era un microfon în mijloc și măcar două difuzoare. Nu prea ne auzim. Nu prea ne auzim. Era mai bine. Nu prea ne auzim. Era mai bine atunci când vorbim într-o parte în altă. Și dacă suntem la mijloc. Dacă era, dacă nu era. Bun. Deci eu am o carte care am pus-o mai târziu și una care vreau să o spun. Și acum poate vedem din asta care e acum. Aia dintre aia mai târziu și aia deloc între. Argintul de sub brada nopții coboară simplifia cu tăcerile toamne. Fără timp. Se poate? La marginea câmpiei am ars scânduri. La marginea câmpiei din cenușă am adunat cuie comori. Ca să strălucească raun de argint al bratului, în cupe i-au căzut arome de câmpie. E corect sau nu e corect? Corect. Și acum să vedem din asta. O boală de șopârlă pe apa cerului, cu soare de toamnă, s-a dus și dedus, fără oglindă, fără clepsidră, ascultând sunetul din aripă, din aripă a pătării în zbor. Și cum spunea cineva de acolo, că foarte repede trebuie să terminăm. Martie, în seara cu cumpărări de buletine în meteo, ne-am aprins o flacără de cei din auscata bradului de Crăciun, că a trecut în șoapte să începem primăvara în alb. Mulțumesc! Gabriele D'Annunzio, într-un interviu, spunea înainte de mine în Italia au fost doar trei poeți, Dante, Petrarca și Leopardi. Restul sau ceilalți au fost chitariști. Am vrut să vin în fața dumneavoastră cu niște păreri personale despre poezia contemporană, care pe mine de multe ori mă bulversează ca și fotoreporterii care nu mai încetează să ne pozeze din toate unghiurile. Și atunci am zis că e mai bine să pun Adriana în urmă, că mă intimidez. Dacă mă mai pozez la 101 oară, mă intimidez. Am zis că e mai bine să pun sub formă de vers aceste păreri despre poezia postmodernă și milenaristă. Așa se cheamă mai nou. Ezitare în prag. Nu-mi pare rău, vă declar că nu m-ați sărbătorit la trecerea pragului către cifra 7. Aveam în lungul 2 prieteni care
l-au trecut nonșalant și n-au mai venit. Nu-mi pare, vă zic, iar acum am exact vârsta la care Darius Medul ajungea la tronul unui imperiu. Până am nu citit un poem de Max Tunea, care Tunea eram foarte critic despre de ce nu se pun pene pe avioane. La anii 30-40 scriam și eu în vis poeme cu Scepsis Catius Cassis, o poezie frisonată și traversată de Hergelia cu Pegas, Centaur și Unicorn. Dar timpul trece, trece și trece, precum cestoasele, cum zice Pavic, și cum trecea nebul de vizor cu un efect pe stradă, iar azi, în materie de poezie, mă mulțumesc cu mult mai puțin. Dar cred că e prea suficient ce am citit. Mulțumesc! Johnny, dar nu citesc una, că nu-i drept. La cerea, am ajuns la discreția publică. La cerea publică citesc și a doua. Uram urma. S-a îndreptat puțin, apoi s-a îndepărtat pe lorând. Uram urma. Multura din poemele noastre le lipsește în ariparea, ca unele rugăciuni care se ridică în loc de cer sub tavan. Tot la fel se zbate în pagină ca peștele pe uscat, visând, se zbate vocala în pagină ca peștele pe uscat, visând la poemul cu ari. Așa cum împăratul leu tânăr se ridica impozant în picioare și gestul pe unul îl onora, iar pe altul îl omora, tot așa pe poeți îi oprima talentul. Pe aceeași scripție de argint aurit, se poate servi fazioara cu dulceață, paharul cu apă, sau capul bărbos încruntat și însângerat al Sfântului Eremit. Bravo! Mai una! Al lui Eremit. Da? Bravo! Mai una, hai, Nu mai am compus, trebuie să citesc din revistă. Citește din revistă. Una slăbuță de tot, dacă hai, mă vreau. Prințesa de aer și cartea. Cel puțin eu le citesc tare, ca să le auziți. Pe celelalte, dacă nu le-ați înțeles, a fost din vina cititorilor care nu s-au produs cum trebuie, din punct de vedere al decibelic. Prințesa de aer și cartea. Iar prințesa are aer în oase, pene ronde pe aripi, în ele aparatul de zbor. Și vine mereu în fereastră să ciugulească firimituri și secunde, filitură de stele. În aripata e o întrupare de îngeri. Ea bate des din pleoape și face bruște din care apară mișcările. Ea mătură scările norilor și cărările pârte a lor luminoasă. La fel se întâmplă cu cartea. Ea bate ușor din aripi, aterizând pe noptieră, gata deschisă. Apoi planează peste voi și crevase sub ceruri interioare. Firele cărții adânci și risipindu-se ca niște pene zburătăcite de uli. Iar aseară mă trezesc că iese în cale, în drum spre biserică, puiul de cioară. Flanează cu neașteptate ca îndreți, fragranță și frăjezim luminații interioare. Când mă uit eu mai bine, puiul oprit în cărare, țopăia jarnic într-un picior, țopăia de zor, dar mai apoi nimic nu l-a împiedicat să se ridice în zbor, abecedarul, bucfarul în aripat. Domn profesor, cuvântul bucfarul vă place. În fața mea puiul de cioară șchiop și urât și afon, în aerul încărcat de fragranțe al serii devine flamingo, cocor. Mulțumesc! Bravo! Altă lume! Acum e rândul șefului de cenaclu? Nu, dacă mă descurază, mă lăsa cărțile să vină la aer. Incertitudini. Doar pentru că nu pot ascunde propria umbră. În noaptea aceea parcă o mie de ochi îmi doreau cuie de cruci. Mai tare! Păcând pac și impact cu moartele. Aceeași moarte, deși mi se părea că de fiecare dată este alta. Și cu ele erau altele. În fiecare zbândire un cui cu care încercam, prin prăbătura unei vene, alinierea planetelor. La capătul umbrei, îngerul privea prin giunțul divineții și eu nu știam unde o să mă așez. Doar în vis m-am. Destul de rar intru în camera ta, doar atunci când mi se deșiră câte un vis cu tine. Clipe îmbălsămate, stacojii, împătrând în oase, fluierând toate amățințurile. De mult, lumina clară a zilei nu te mai atinge.
În aerul rece al odăii, sângele meu caută aceeași fotografie. Cristalul numelui îmi sună în urechi, deschizând ca pe fereastră bucata de cer de la capătul prințelui. Acolo te văd prin ochii livezii, întinzându-mi oala cu mele coapte. Întind mâna și mâna ta îmi mângâie tâmpla. Ai albit, Ioane. Adevărat. Ca și ploaia. A plouat toată noaptea. Deschisă peste ochi, dimineața tace ca o scrisoare. Poate că acum cuvintelor ar putea să le crească ari și vor zbura ca și atunci, în noapte, în toamna născută pe jumătate, când i-a spus frunzei frunză și ochilor tăi cer. Se pornise o ploaie de cerneală în care tu statuai genunchii cu acele ceasornicului muribund. Apoi ne încălzeam sub ploape, așteptând ca pe niște oglinzi aprinse zori. În dimineața aceasta, toamna coboară dintr-un plop și la pereastra ei, ochii zilei, sor roa inimii tale, care atât de puțin a iubit. Azi parcă ploaia silabisește cuvinte ca o taină. Ca o taină peste care ploi înalte ating păsări în zbor și parcă soarele târziu m-a privit printre nori cu ochii tăi, arzându-mă ca o flacără uriașă. Ciudat cum pașii sună străini pentru a nu știu câta oară. Și pentru nu știu câta oară azi, violetul serii scurtează păsări și mâinile mele obosite descântă picurii atâtor vise goale.